salut, dragi elevi! Mă bucur că sunteți la fel de dornici, plini de energie și vreți să aflați lucruri noi și interesante. Mă numesc Lapușneana Leona și astăzi vă invit la o lecție virtuală de dezvoltare personală cu subiectul controlul și exprimarea emoțiilor, controlul furiei, relaxarea. Privește aceste chipuri. Cum crezi? Ce emoții exprimă fiecare imagine? Copii, trăim emoții în fiecare zi. Dacă e frumos afară, ne trezim dimineața cu multă poftă de viață. Această stare de bine se poate transforma în bucurie dacă în timpul zilei primim o îmbrățișare sau o laudă. Suntem fericiți când primim un compliment. Cu toate acestea, o veste neplăcută ne poate face să încheiem ziua supărați. Deci, emoția este o trăire a persoanei față de un eveniment. Totodată, emoțiile reprezintă reacții la un anumit eveniment sau experiențe personale pe care uneori ne este greu să le redăm prin cuvinte. Haideți să ne amintim ce emoții poate trăi o persoană. Bucuria, tristețea, frica, furia, toate acestea sunt emoții de bază. Iată și alte emoții: teama, nedumerirea, mânia, îngrijorarea, plictiseala, mulțumirea, vinovăția, fericirea, durerea, invidia, dezgustul, respingerea, speranța, dezamăgirea, mândria, satisfacția. Acestea sunt doar unele dintre emoțiile existente. Uneori trăim emoții duble sau triple în același timp. Emoțiile, copii, sunt trăirile noastre interioare. Uneori le simțim și le recunoaștem în noi. Alteori, ele pot fi observate la ceilalți, după reacțiile lor. Atunci când suntem fericiți, zâmbim și avem o privire luminoasă. Atunci când ne este frică, putem avea impulsul de a ne îndepărta sau de a fugi de ceea ce ne produce frica. Atunci când simțim furie, inima ne bate mai tare, iar vocea devine mai ridicată. Deși nu suntem tot timpul conștienți de apariția lor, emoțiile declanșează diferite tipuri de comportament. Dar emoțiile ne ajută. Dacă omul n-ar avea capacitatea de a simți, de a recunoaște și de a înțelege emoțiile, viața lui alături de ceilalți ar fi foarte complicată. Rolul emoțiilor este deosebit de important. De ele depind autoprotecția și supraviețuirea noastră. Semnalul de frică, de exemplu, ne ajută să ne ferim de pericole. Emoțiile ne însoțesc dorințele, visurile, ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine și să facem alegeri în fiecare zi. Specialiștii care au studiat emoțiile umane au descoperit un aspect foarte important. Emoțiile pot influența starea de sănătate a oamenilor și acțiunile pe care le fac. De exemplu, atunci când ești bucuros, te simți bine și poți învăța mult mai liniștit. Simeon e dezamăgit pentru că echipa lui favorită nu a marcat niciun gol. Sabina e dezamăgită pentru că nu a găsit modelul de rochie pe care și-l dorește. Emoția poate fi aceeași. O trăiesc persoane diferite care se află
în situații diferite. Elevii așteaptă anunțarea rezultatelor la concursul de matematică. Simeon, care crede că va obține un punctaj bun, e plin de speranță. Sabina, care știe că scrisul ei nu e întotdeauna citeț, e puțin îngrijorată. În aceeași situație, persoane diferite trăiesc emoții diferite. Simeon și Sabina sunt atât de diferiți, își spune domnul Radu, profesorul de matematică. S-au bucurat amândoi de rezultate. Simeon zâmbea discret, iar Sabina a sărit în sus de bucurie, după care a bufnit-o plânsul. Emoția este exprimată diferit de persoane diferite, dar aflate în aceeași situație. Bucuria este o emoție pozitivă care indică starea de bine a unei persoane. Aceasta influențează sănătatea minții și a corpului. De aceea, e bine să nu pierdem nicio ocazie de a ne bucura de ceea ce ne face plăcere. Bucuria se poate manifesta în moduri diferite și se poate vedea atât pe față, cât și în postura corpului, în gesturile și în comportamentul nostru. Spre deosebire de bucurie, tristețea este o emoție negativă, provocată de o pierdere, o suferință, o dezamăgire. Tristețea ne poate determina să fim retrași, dar și mai puțin energici. E bine să nu lăsăm tristețea să ne influențeze mintea și starea de sănătate. Când sunteți triști, e bine să recunoaștem această stare și să cerem sprijin persoanelor apropiate. Astfel, supărarea va trece mai ușor. Furia este o emoție care se manifestă prin izbucnirea nervoasă, agresivă, de obicei verbală, iar în cazuri grave, violență. Ca orice emoție, furia se manifestă diferit la fiecare persoană. Unele persoane nu își arată furia, dar pot acționa atunci sau mai târziu. Alte persoane pot avea un comportament exploziv, agresiv sau unul necontrolat. Când suntem furioși și acționăm în consecință, nu vom reuși să schimbăm situația și nici să ne simțim mai bine. De aceea, copii, este indicat să găsim modalități de a ne calma. De obicei, comportamentul furios are ca rezultat îndepărtarea de ceilalți, fiind ca un zid care ne desparte de aceștia. Tu cum te calmezi? Dan a stabilit împreună cu părinții săi cum să procedeze atunci când vrea să se calmeze. Aflați și voi! Fac o plimbare. Privesc câteva minute pe fereastră. Vorbesc cu un prieten. Desenez sau pictez. Scriu despre problemă. Ascult muzică. Fac un puzzle. Miros o floare, ceva parfumat. Pot număra până la 20. Respir adânc de câteva ori. În continuare, vă propun să verificăm ce am învățat astăzi la lecție. Completați enunțurile. Sper să completați aceste idei lacunare. Apoi să ascultați și răspunsurile propuse de mine. Compară enunțurile tale cu ale mele. Oamenii trăiesc diferite emoții. Printre emoțiile pozitive sunt bucuria, fericirea, mulțumirea, satisfacția,
speranța. Printre cele negative sunt tristețea, frica, furia, îngrijorarea, nedumerirea, mânia, dezamăgirea. Unii copii sunt veseli, alții sunt triști. Copilul e trist când e bolnav sau când are un necaz. Unii copii sunt furioși când le ia cineva lucrurile personale. Când copiii sunt triști sau furioși, se vede după gesturi și mimici sau după comportament. Copiii furioși îi sperie sau îi nedumerește pe alți copii. De aceea este important ca să gestionăm emoțiile, adică să controlăm emoțiile. Un aforism spune: controlează-ți emoțiile și îți vei controla viața. Dragii mei, e normal să fii uneori furios, trist sau dezamăgit. Toate sunt emoții pe care le trăim în anumite momente. Important e să ne învățăm să controlăm aceste stări și să le trăim fără să provocăm durere celor din jurul nostru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pe curând, până la o nouă întâlnire!